sunt mai multe instrumente uh, care se se pot obține se obțin și la cursul de Bars instrumente, mai sunt și alte clase în Access, dar la cursul de Bars se obțin instrumentele de bază care stau la baza tuturor celorlalte clase. Instrumentul de bază din Access este întrebarea. Ok, hai să vorbim despre întrebare. Da, să vorbim despre întrebare. O întrebare deschide posibilități diferite, deci noi n-am fost învățați să punem întrebări și din potrivă am fost învățați că trebuie să avem întotdeauna răspunsul corect. Am crescut cu asta, am căutat să avem un răspuns tot timpul și dacă nu-l aveam era bai, nu știu, da, da, da. Da, te ducea într-o zonă în care tu nu te simțeai foarte bine cu tine. Accesul mai asta schimbă, o întrebare care și întrebările care nu necesită un răspuns Dar nu există un răspuns corect sau un răspuns greșit O întrebare te împuternicește, un răspuns te dezîmputernicește Și chiar și așteptarea unui răspuns Și așteptarea unui răspuns, dar când punem întrebarea, o întrebare, cum ar fi... Să dăm și un exemplu de instrument. Da, oricum, în a doua parte de interviu chiar, chiar o să vorbim despre întrebări pentru că mi se par foarte da împuternicitoare ca să da, zic așa. Da, împuternicesc foarte mult și creează posibilități tot timpul. Deci o întrebare ți-aduce conștientizare. Conștientizări noi tot ți am avut de-a lungul vieții și cu siguranță că nu acum cu acces să avem dintr-o dată Apare. da. da o, pentru prima dată o conștientizare. Nu, dar acum apare noi ani de conștientizări. După o sesiune de bar să începi da, să fii dispus să te uiți cu adevărat la tine și la viața ta. Lucrul ăsta se întâmplă fără doar și poate la toată lumea. Unii oameni sunt dispuși să recunoască pe alții sperie foarte tare, dar dacă ești deschis și îți dai voie și chiar vrei cu adevărat, cu adevărat, da, să schimbi, să-ți schimbi viața sau aspectele vieții tale, poate pe mulți sperie cuvântul ăsta schimbare. schimbare da. da. Nu este, dacă noi nu suntem dispuși să schimbăm ceva, nu, nu, ni se întâmplă absolut nimic. Bar schimbă ce ești tu dispus să schimbi în momentul respectiv. Dar ce se întâmplă cu siguranță? Devii mult mai clar încep să ai conștientizări. Poți să schimbi sau să nu schimbi, dar conștientizarea o ai și încep să fii dispus tu față de tine să te deschizi mai mult și să fii mai sincer cu tine. Pentru că schimbarea vine din sinceritatea absolută pe care o ai tu cu tine. Brutal de sincer trebuie să fii cu tine ca să schimbi viața. Da? Dacă nu ești dispus, e în regulă. Nu se schimbă lucrurile. Poate multe dintre lucrurile pe care vrem să le schimbăm la noi nici nu sunt ale noastre este un alt punct, un, uh, alt subiect, da. un alt subiect, pe care îl vom atinge care este da. foarte important, că foarte multe dintre important. ideile pe care le avem și credem că sunt da. ale noastre, de fapt sunt uh, preluate din alte părți. Preluate porți. și preluate chiar și inconștient și anticonștient. Uh, nu e ca și când doar lucrurile pe care le am învățat undeva ne guvernează viața. Nu, noi suntem ca niște bureței. Care absorb absolut tot din jur. Nu știm cât de mare e percepția noastră, de fapt. E un zumzet permanent acolo în capul nostru, pe care bars, că mă întrebai ce beneficii mai sunt după bars, îți liniștește mintea. De vii o medit cu cât rulezi mai mult bars, așa numim noi, e că, de că, nu. cu cât lucrezi mai mult bars, cu atât mintea ta este mai liniștită și devii mai prezent și mai conștient de gândurile tale. Ceea ce nu erai până în acel moment. Dar nu suntem mintea noastră. Mintea e un, ar trebui să fie un instrument în slujba noastră, nu uh, cum am crezut, poate, sau cum funcționăm, sau funcționează mulți oameni acum în momentul ăsta, din minte. Da? Mintea trebuie să fie un instrument, nu, nu e de aruncat mintea noastră, e un cumul de informații, de puncte de vedere, care ne pot folosi sau nu. Noi alegem să ne uităm. Corect. Și uh, ar trebui să o folosim în favoarea noastră, nu în favoarea noastră. dar se liniștește, asta e. Um, da, se întâmplă ca mintea să ne folosească pe noi și nu pe ea din cauza acestor uh, da. um, obiceiuri sau în momentelor când suntem pe pilot automat. Vreau să vorbim despre uh, vindecare, ideea asta de vindecare. Există cazuri. Uh, de vindecare sau este o terapie vindecătoare sau cum se încadrează? Da, vreau să fac puțină lumina și aici. Nu se încadrează în, în, în cadrul terapiilor vindecătoare. Noi nu spunem asta în Access, dar cu siguranță sunt foarte multe cazuri de vindecare care vin din alegerea celui cu care lucrezi de a, a schimba situația pe care a creat-o. În primul rând trebuie să recunoști și asta conștientizarea, conștiința pe care o accesez după o sesiune de bars îți dă posibilitatea să să recunoști adevărul care este că de fapt noi creăm tot ce avem în viețile noastre, chiar și în corp, ce nu ne place, boli, știu eu ce, diverse afecțiuni. Acestea sunt niște judecăți pe care noi le aducem corpului și pentru că nu ne recunoaștem creația de fapt. Foarte frumos spus. Da. Aș vrea acum să ajungem la subiectul despre iertare și recunoștință. Să fii, mi-ai spus că e bine să fii recunoscător și în loc să ierți, să permiți. Multă lume se confruntă cu, cu subiectul ăsta, este un lucru, acum este în trending, tot acest curent de spiritualitate, de... dar multă lume cumva are dificultatea asta în a-și găsi puterea de a ierta anumiți oameni care uh, le-au greșit sau care le greșesc în continuare. Cum mm -hmm. să gestioneze? Ce spune acces Bars despre ideea asta? Uh, da. Eu... Uh... E un punct de vedere interesant ce-ți spun acum și totul este un punct de vedere interesant. Asta e un, acesta e un alt instrument pe care îl iubesc foarte tare. Însă mie mi-a schimbat, perso pe, mie personal și multor oameni cu, cărora le-am dat acest instrument, le-a schimbat perspectiva vis-a-vis -vis de această iertare pe care tot, la care tot lucrăm. Și eu am lucrat foarte mult cu tehnici de iertare, am agende între scrise cu iertări. Și totuși am avut un moment al adevărului cu mine să-mi recunosc că de fapt nu vreau să iert. Erau lucr unele lucruri pe care nu, le, nu vreau să le iert. Și în acces am găsit punctul ăsta de vedere. Cum ar fi să nu mai încerci să ierți Ierzi nimic, da? să nu mai fie așa atât de. Obligatorie iertare. Da, obligatorie iertare, ci să, devii, să te uiți pentru ce putea să fii recunoscător acelui om. Și acele situații pe care nu vrei să o ierți și nu poți să o ierți și nu vrei să o ierți, pur și simplu. Și uitându-mă așa, recunoștința e un mușchi care trebuie exersat. Și poate prima dată nu mi s-a părut uh, ok, dar mi-a rămas în cap și m-am tot uitat la momentele pe care nu vroiam să le iert și la oamenii pe care nu puteam să iert. Și într-adevăr, într punându-mi întrebarea, oare pentru ce aș putea să fiu recunoscător? Cum aș putea să întorc? Practic, ce faci cu instrumentele astea? Întorci lucrurile în favoarea ta. Tu lucrezi în favoarea ta, nu mai lucrezi în defavoarea ta. Nu te mai lupți cu tine să ieri, să ierți. Cum ar fi să fiu recunoscător? Pentru că ceea ce sunt azi, acum, eu sunt rezultatul și mie îmi place foarte mult de mine, spre exemplu, și mă bucură asta și îmi sunt foarte recunoscătoare mie. Și mă recunosc tot mai mult pe zi ce trece, și asta e un mare, o mare deschidere pe viața mea, deci cu tot ce înseamnă viața mea. Și atunci, fiind recunoscătoare pentru momentul respectiv care mi-a contribuit să devin ceea ce sunt astăzi, deja eu am întors lucrurile în favoarea mea, am ieșit de acolo, nu mai e solid, nu mai e semnificativ pentru mine, nu mai e relevant pentru viața mea și pot să fiu acum aici și să crez din recunoștință să-mi creez viața mai departe deci schimbă total perspectiva nu, nu e musai să iertăm sunt lucruri pe care poate chiar nu dar nu mai sunt relevante dacă tu reușești să te uiți de aici din alt punct de vedere iertarea devine irrelevantă pentru i că nu mai e ce să ierți da, și cine suntem să iertăm de ce pierdem atât de mult timp și atât de multă energie să iertăm când putem să recunoaștem că ne-a contribuit să devenim ceea ce suntem astăzi. Recunoașterea e una dintre chei. În primul rând să recunoști și să fii recunoscător pentru ce ai devenit. Da, trecând să... prin experiența respectivă sau întâlnind acel om. Poate cum n-ai vrea să fii, nu neapărat. Da, da? Correct, correct. Cum n-ai alege tu niciodată. ți a adus un plus vieții tale.